Bună seara, dragi și mileoani, precum și celor invitați la această minunată sărbătoare. Vă spunem cu emoție că ne era dor de dumneavoastră. Și iată că această sărbătoare a frumoasei vârste pe care o trăim, unii acum, alții mai târziu, ne dă prilejul să ne revedem. Cu drag și cu respectul pe care vi-l poartă copiii noștri dragi, soliștii ansamblului Barcăul, de la Clubul Copiilor, vă vor oferi un itinerariu folcloric, cuprinzând cele mai frumoase nestemate folclorice. În prima parte vor evolua soliștii Alexandra Fritea, Roxana Dârjan, frații Oana și Raul Criste, Crina Pop, Rareș Tămaș, Mihaela Rad, precum și Marc Orțan. Vă dorim vizionare plăcută! Thank you.
Thank you.
Iată, stimați spectatori, dragostea de cântec se manifestă de foarte devreme. După cum observați, soliștii noștri, unii dintre ei au o vârstă mică. Această dragoste ne însoțește pe tot parcursul vieții noastre. Dragostea de cântec, dragostea de tradiție, dragostea de neam. În a doua parte a spectacolului nostru, grupul vocal va interpreta cântecul Binei șede mesei mele, un cântec drag nouă pe care noi l-am cules în urmă cu 15 ani, fiind prezenți la manifestările zilelor orașului Chișinău, Republica Moldova. În continuare, soliștii Georgiana Supuran, David Medeșan, Diana Teieru și Daliana Lazoc, precum și un solist instrumentist la vioară. Așadar, în continuare, vizionare plăcută. Yeah.
Thank you.
Thank you.
în speranța că acești copii v-au adus bucurie în suflet. Permiteți-mi, vă rog frumos, să-i mai prezint. Și Alexandra Fridea, Roxana Dârjan din Zalău, frații Cristea, Crina Pop, Tămaș Rareș, Mihail Arad, Orțan Marc, Georgiana Supuran, David Medeșan, studenta Diana Teeru, Daliana Lazoc și instrumentistul Vasile Varga. Soliștii noștri au fost acompaniați ca de fiecare dată de taraful Dor Silvan, dirijor profesor Adrian Lipo. Vă mulțumim pentru aplauzele dumneavoastră, pentru susținerea dumneavoastră. Aș vrea să vă amintesc faptul că acești copii sunt mândria noastră, cu adevărat mândria noastră. Ei au avut o vară bogată, ne-au reprezentat la concursuri și festivaluri în țară, printre care și Festivalul Internațional de Folclor Peștișorul de Aur Tulcea. Mulțumim Inspectoratului Școlar pentru susținere și nu numai Inspectoratului Școlar, mulțumim primăriei, mulțumim și altor persoane din orașul nostru, de câteodată și sponsori, care au înțeles că merită să investim efort în a educa tânăra generație pentru a-și iubi tradiția. Pentru că avem niște rădăcini și de acestea nu avem voie să ne desprindem. Dacă noi nu facem efortul să le arătăm acestor copii, care nu au mulți dintre ei de unde să știe aceste lucruri, probabil cândva peste generații și alte generații, cineva va regreta acest lucru. Vrem să felicităm totodată acei dascăli și mai ales acei părinți care consideră tot atât de importantă educația artistică pentru formarea personalității noastre, cât și celelalte discipline științifice. Vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate și succes în activitatea dumneavoastră și așteptăm să ne revedem. Vă rog să-mi permiteți ca... Am vrut să spun, domnul Moș, vă mulțumim frumos pentru invitație. Știm că de ani de zile, de o perioadă încoace, ne reîntâlnim cu drag. Copiii așteaptă să ne revedem cu această ocazie și vă mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim că ați participat la această activitate și vă rog să primiți din partea noastră o diplomă de participare. Deci, doamnei Neaga Cornelia. Da, felicitat că diploma este pentru copii. Domnului Neaga Gavril. Vă dorim multă sănătate și să ne revedem cu bine peste ani și ani. Thank you.
Thank you.